Cu prilejul Sfintei Zile de Sărbătoare a Sfântului Apostol Andrei, doresc să urez tuturor cetățenilor din municipiul și județul Giurgiu la mulți ani, să aibă parte numai de bucurii și fericire, iar celor care poartă numele de Andrei, Andreea, să le urez asemenea multă fericire, la mulți ani și tot ce doresc dumnealor să se îndeplinească. Le urez tuturor celor care poartă numele Sfântului care este patronul spiritual al României, Sfântul Andrei, la mulți ani, multă sănătate, împlinirea tuturor dorințelor, să aibă o zi minunată așa cum își doresc, un an mai bun, un an al împlinirilor și pentru că ne apropiem și de Ziua Națională a României, la mulți ani tuturor celor care se simt români și care trăiesc în Giurgiu și în România. La mulți ani! Doresc să urez tuturor celor care sărbătoresc ziua de Sfântul Andrei multă sănătate, îndeplinirea tuturor dorințelor, multă fericire alături de cei dragi și, ca un final așa, să le dea Dumnezeu tuturor tot ce e mai bun pe lume. Cu ocazia sărbătorii creștine a Sfântului Andrei, ocrotitorul României, doresc pe această cale să urez tuturor domnișoarelor, domnilor și domnilor care își aniversează ziua onomastică, un sincer și călduros la mulți ani, sănătate și pentru viitoarele sărbători creștine ce se apropie, le doresc un sincer la mulți ani, pace sufletească, liniște și speranța într-un viitor mai bun. Cu ocazia zilei de Sfântul Andrei, doresc să transmit un mesaj călduros tuturor celor care își sărbătoresc ziua onomastică. Același gând bun tuturor giurgiuvenilor, având în vedere faptul că Sfântul Andrei este ocrotitorul României. La mulți ani! Le-aș dori multă sănătate, să trăiască cu numele, să dea Dumnezeu, să intre cu bine în sărbătorile de iarnă, să se bucure de aceste sărbători și să ne întâlnim cu bine la sfârșitul sărbătorilor de iarnă, la sfârșitul începutul anului viitor de Sfântul Ion. Doamne ajută și încă o dată aș vrea să le transmit urări de sănătate și așteptăm luni pe toți cetățenii orașului Giurgiu, în parcul Mihai Viteazu, să bucurăm și ochii copiilor și sufletele lor prin aprinderea și împodobim și să aprindem bradul de Crăciun. Doamne ajută, multă sănătate!